V-ați întrebat vreodată cum arată Liga 1 a României în anul 2037? Dacă da, ia uite, ăsta este videoul care o să vă răspundă la acea întrebare. Pentru că suntem în 2037 în FIFA în momentul de față, care este și ultimul an când poți să joci career, mă, după acesta se termină totul, spune că te retragi și cius papa, totul e gata. Dar ia să vedem cum se află în momentul de față Liga 1 României, care, desigur, a câștigat ce echipa a câștigat Liga 1 României și totodată ne vom uita din mare peste Liga 1 României și să vedem cum arată echipele și totodată ne vom uita spre finalul acestui video și la jucători români care încă mai joacă în FIFA în anul respectiv, că, desigur, foarte mulți s-au retras. Mai am un video, dacă nu l-ați văzut, în care, desigur, ne uităm peste jucătorii de top, cum arată în anul 2037, de la Mbappé, la Haaland, de la Pedri, la Gavi și așa mai departe. Și vedeți, să vedeți și ei ce surprize mai sunt pe acolo. Dar revenind la Liga 1 a României, FCSB câștigă Liga 1 a României, 68 de puncte, urmate de Farul, Rapid, Botoșani, Voluntari, Craiova, Argeș, Ucluj, FCU, CFR, de-abia pe locul 10, wow! Și unde e Sepsi? Uite-o pe Sepsi, pe ultimul loc, wow! Având în vedere Sepsi ce bine joacă IRL, e interesant cum e aici ultima. Dar hai să vedem acum mai bine, mai pendelete, Liga 1 a României. Vom începe cu CFR Cluj, unde, desigur, hai să vedem, au un jucător 63 overall, 66, 58, 70, cât își de cât asta ce mai mișcă, cred eu, pe teren. Dar, într-adevăr, pare o echipă destul de slăbită, de-aia și locul 10 în campionat, foarte mulți, uite, de sub 70 overall, dar sunt și câțiva așa care mai își ridică capul din pământ, dar nu tare mulți. Da, cam ăsta este CFR Cluj, din câte bine vedeți, nici măcar un jucător cu poză sau așa, toți sunt tot felul de jucători de ăștia random, poate de pe free agent. Acum e acum Farul Constanța, începe aici cu un atacant foarte interesant, numit Marcado, nume predestinat, presupunem, care arată shows great potential. Deci clar ar putea să ajungă la 80-82 overall și stats-urile sunt chiar foarte mișto, 15 milioane cotat, forță. Trecem mai departe, uite un japonez, 75 overall, ăsta 73, Morgan North, frate, 83 overall, cotat la 40 de milioane. Băi, Hagi, ce ai găsit aici, mă, regionul lui Henderson? Forță, ce mișto e acest jucător, ia uite ce demn, așa cu stats-uri, tot, 40 de milioane, bro, tank. Ia uite-l și pe acest LB, tot de origine britanică, ia uite, 78 overall, 14 milioane cotat, are cea pace și pentru Liga 1 României chiar își face treaba. Forță, bă, ia uite, Hagi știe să facă treaba, bro, ia uite, și-au găsit jucători șmecheri, ia uite și pe ăsta de 80 overall, LVB, wow, ăsta chiar are stats-uri epice, wow, dacă l-ai face pe ăsta KM sau așa CDM. Mamă, ce stețuri are ăsta, 24 de milioane. Și ia uite-l și pe veteranul Dan Sârbu, a rămas la Farul, foarte tare, 34 de ani. Hei, 75 overall, nici rău, nici bine, portarul varză. Trecem mai departe la FC Rapid, hai să vedem, FC Rapid. Din păcate n-am putut să-i dau scaul la acest jucător, eram foarte curios pentru că se retrage, din păcate, approaching ăsta că se retrage, dar așa arăta interesant, avea un release clause de aproape 15 milioane, era cu poze, uite, din Elveția, da, tare. În rest, Hesnem, e ăsta de 70 overall, ăsta 71, Ioniță și el se retrage la finalul sezonului și ăsta la alt, care chiar e interesant, 76 overall. Foarte tare din Maroc. În rest, linia de mijloc, un italian Esposito, numele lui, pe 28, are 28 de ani, 21 de milioane cotat pe transferuri și are stats-uri foarte echilibrate, așa, box to box, ba apărare, ba atac. Cum îmi plac mie mijlocași, așa, box to box, foarte tare, bravo, Rapidu, ăla e un mijlocaș șmecher. Uite, și încă un mijlocaș fain au ăștia, 77 overall. Din nou așa pe ideea de box to box, dar nu tocmai. Mai multe, uite, long pass și short pass. Clasic spaniol, frate, n-are el multe stats-uri, dar la pase e legendă vie. Și da, oricum, mișto. Uite, Robert Badescu,
Am cred prima oară am citit Budescu, fac ce? Dracu, trebuie să-mi curăț ochii în clor. Da, și am avut dreptate. Era Badescu, nu Budescu. Raul Herrera, ia uite-l pe ăsta, 76 overall, aproape 10 milioane pe cotă. Ok, wow. Ia uite, și Ignat încă joacă la Rapid. Ia, vezi, loial, frate. Loial până la capăt. Și portalul, ia uite, de 74 overall, măcar are poză. Not bad. Rapidul chiar se ține bine. Hai, cum e acum? Hai să dăm FCSB. Ei au câștigat Liga 1 României cu un atacant de 79 overall, cotat la 19 milioane și wow, are stețuri chiar decente. Wow, foarte tare. Îl vedem pe acest LM, britanic și el, a venit englez în România, se pare că. 20 de milioane, 79 overall. Așa, așa, așa. Ok, un CDM, ia uite, brazilian, da, asta își face treaba, 76 overall și CM-ul ăsta spaniol care, da, treabă, bombă, bombă, Simeone Moretti, 27 de ani, 85 overall, 57 de milioane value și uitați-vă ce stețul are, ăsta e Regen, dar nu știu acu' ce a mijlocat, cine știe, poate Barella, habar n-am, dar e incredibil ce stețul are ăsta, deci ăsta, incredibil, cred că ăsta e o crapătăți, ăsta e o crapătăți, 85 overall. Și uite-te că ia uite, Nicolo Rizu și ăsta are stețul mișto, no, FCSB chiar are jucători mișto aici. Cu overall tot ce trebuie. Într-adevăr, deja ajungem într-o zonă unde nu am reușit să-i finalizez pe toți cu scoutul, din păcate, dar măcar avem așa o oarecare idee asupra jucătorilor. Îl vedem pe ăsta CDM din Costa de Fildeșoare, Ivory Coast, care, ia uite, are un resurs de 17 milioane și se cam vede de ce. E șmecher ăla. Asta e varză. Asta iar e varză. Și asta e varză? Și asta e varză. Portalul ăsta pare interesant din Cehia, Novak pe nume, dar ia uite, bă, au doi portari din Cehia. Ha, ce tare! Doi portari din Cehia. Ce tare! Bun, hai să dăm mai departe. Intrăm și pe la FCU ca să nu îi supărăm. Având în vedere că o să uităm și la cealaltă Craiova, dar din nou aici mi s-a întâmplat faza asta cu... Da, n-am mai apucat să fac scout-ul la toți, din păcate. Oare la Sips am dat scout? Nu cred că am dat scout, așa e? Nu. Mergem mai departe. Craiova. Hai suntem pe Craiova. Vedem aici atacanții. Ăsta, belgeanul ăsta, cred că e șmecher, are cea stețuri. Dar ăsta, Fabio Rodriguez, frate. Wow, e ce stețuri are așa cu mult verde. Aș fi fost curios să văd la cât e cotat ăsta, dar din păcate... Ăsta are un release cost de aproape 15 milioane. Vedem de ce. Și ăștia alții iarăși n-am mai apucat să le dau scout, ăștia cred că de-abia acum pe final ce le-am dat scout, din păcate nu este. Și poate vă întrebați de ce n-am reușit să termin scoutul, pentru că m-am gândit să vă arăt și Naționala României, cum și ziceam la începutul videoului, acum pe final. Hai să vedem Naționala României, câți dintre jucători mai joacă. Am pus la 29 de ani, că am zis că precis toți sunt în vârstă și mă refer nu la jucători de ăștia Regen fără poză și mai departe, ci jucători care chiar, ia uite, au poză scanați, sunt jucători de ai noștri. Îl vedem aici în prim plan pe I1 la 37 de ani, a ajuns la FC Twente, o echipă chiar foarte frumoasă și el are niște stețuri chiar mișto, cred că joacă tank acolo la Twente cu stețurile astea. Treabă bună, dar cred că se ușor se va retrage la Player for History Books, 78 overall pentru omul nostru. Eșanu nu-i nimic de el. Gorcea, uite, 72 overall. Ghedu, 70 overall ăsta, 72, Micle, 7. Oh, Robert Popa, da, asta mă așteptam să evolueze mai mult. O să trească să facem poate cândva un Road to Glory și îl vom achiziționa pe Popa, care, într-adevăr, ia uite, ce stețuri mișto are, forță. Dar chiar și ăsta alt Mihai Popa, nu știu dacă sunt frați, dar și el se ține foarte bine la 76 overall. Dar desigur Robert Popa a prins acel transfer șmecher la Parma. Bun, în rest Sava este free agent și da, nu e de mirare de ce. Tomache, mai nimic. Și atât, în rest s-au retras toți, inclusiv portarul la Radu, Ionuț Radu, din păcate. Dar asta este. Bun, trecem mai departe la apărători. Uite, 176 overall și chiar are niște stățuri bune. Uite, la sliding tackle 78.
Da, foarte tare asta. Borza, un jucător care a ajuns la Rapid în realitate și în realitate are 17 ani, dacă nu mă înșel, face 18 în curând și aici în joc s-a transferat la Rapid Viena. Îmi place că tot a rămas pe ideea de Rapid, doar că schimba țara. Și la 31 de ani are 79 overall, cota la 100, la 12 milioane și statele nu sunt așa de rele, dar cred că nu a jucat mult timp, știi, a fost rezervă și la Faro și așa mai departe, n-a evoluat și da, asta este. Că dacă îl jucai într-o echipă unde chiar știi să îl joci, mai mult ca sigur avea alte stats în momentul de față. Dar ia uite-l pe Drăgușin, la 35 de ani, aproape 10 milioane value, 83 overall, cum ziceam, la Valladolid, o echipă unde chiar l-aș vedea și în realitate, chiar și în momentul de față. Chiar ar juca acolo și ar evolua forță. Da, un jucător care, clar, îl știm cu toții, e bun, e evoluează, face treabă bună. Ce să mai zici? Uite că în continuare încă joacă la 35 de ani aici în acest cremon nebun. Îl vedem aici pe Alexandru Pantea, care de multe ori bubuie, dacă îmi permite să-mi exprim așa, prin career modul și ne trezim cu el la Manchester United, în dreapta, în stânga, la City, la echipe de mare clasă, de-a lungul career modul care l-am făcut eu tot timpul bubuia omul ăsta, doar când a făcut o career mod cu FCSB, pur și simplu nu a vrut să evolueze. Cine știe de ce, dar oricum în momentul de față, 80 overall, cota la 11 milioane și bomba bombelor, joining Chelsea when the transfer window opens. Într-adevăr, merge la Chelsea. Wow! Bravo, bro! Mai departe, sârbu, cred că vi l-am arătat când a fost la Farul și cam atât pe partea de apărare. Hai să ne mijlocaș. Mijlocaș. Bine, este banul 73 overall, este 61, Grameni, omul momentului, care și el cred că n-a evoluat cum trebuie, dar da, nu despre asta vorbim în acest video, este la Atletico de Madrid, bro, Atletico de Madrid, 34 de ani, 80 overall, cotat, hai să rotunjim, la 10 milioane și are stețuri chiar foarte faine, bro, uite, peste tot, așa, cât ești, țic, 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 țic. Da, e o rezervă top acolo la Atletico de Madrid. Moraru, uite, 72 overall, Petre slab, Nistor, 72, Rares Pop, uite, 78 overall, niște stațiuri destul de ok. Rada Slavescu, ăsta ar fi trebuit să evolueze și mai mult de la FCSB, se află în momentul de față la Grasshopper, o echipă care are cel mai mișto nume ever, Grasshopper, 78 overall, cota la 11 milioane și statsurile sunt chiar decente spre bune, având în vedere că na, totuși 78 overall, astea sunt statsuri, aș zice, aproape de 80, dar foarte tare, bravo Rata Slavescu, cine știi, poate într-o bună zi vom juca un cărimut și cu tine și te vom evolua la maxim. În rest, da, ia uite aici ultimul Voican, mare brânză, nu-i nici el. Hai să dăm atacanță. Atacanța Adronache, din păcate n-a putut să-i dau scat că se retrage la finalul acestui sezon și la fel pot să spun și despre Bayram, care și el se retrage la finalul sezonului la 34 de ani, destul de repede. Și, ia uite, era la Wolfsburg, un transfer foarte bun, la Wolfsburg, forță, bro. Ioniță și el se retrage, din păcate. Ce mai avem pe aici? Știu că mai avem cea jucător. Așa, Mazilu, bro, da, la Anderlecht. 31 de ani, încă tânăr, raportat la restul. 81 overall, 21 de milioane cotă și are stețuri destul de nice. Amo, Luis Munteanu, care putem zice că aproape că și-a dat un restart care revenind aici la Farul, să sperăm că îi va prinde bine și cine știe, poate mai vine încă un sezon sau poate cum cu acest loan în realitate mă refer, va reuși să evolueze mult mai bine, pentru că ne-a arătat că este un jucător de calitate. Din păcate și Petrila se retrage la finalul acestui sezon, dar m-am distrat foarte bine când am văzut prima oară că este la Independiente Medellin, frate, în Columbia. Petrila a ajuns în Columbia și dintre toate echipele din Columbia a ales-o pe Medellin, care este și acolo echipa lui Pablo Escobar, știți că el este din cartelul de Medellin. Și, wow, cine știe Petrila ce învârte pe acolo, dar... Să zicem că face mulți bani, ok? Înțelegeți voi. Băi, Petrila, ești afacerist, ce să zic.
Eu uite-l aici pe Octavian Popescu la 34 de ani, care într-adevăr și el n-a evoluat cât putea, că de multe ori în care mă durere ați văzut că ne-a evoluat la 85, chiar și 90 odată. Este cotat la 16 milioane, 80 overall, la Dortmund, o echipă top. O echipă de top și chiar mă bucur că a ajuns să uite la o echipă de top. Forță, cred că este cel mai mișto sau cel mai reușit transfer dintre toți. Enes Sali, din păcate, mi-a scăpat și am uitat să-i dau scout. Îmi cer scuze, la 31 de ani este la Armenia Bielefeld. Și el depinde cât de mult a jucat. Depinde cât de mult a jucat. A evoluat. Logic, știu. Dar, ia uite-l aici pe ultimul jucător, Matei Tănasă. Mamă, ce denumire, 77 overall și, da, stețul foarte mișto, se află în momentul de față la Wolfsburg, Forț. Bun, și cam asta a fost pentru acest video mai deosebit, mai cu adevărat deosebit, în care, desigur, ne-am uitat împreună la Liga 1 a României, ce s-a întâmplat pe acolo. Îmi pare rău că n-am putut să dau mai mult scaun la mai mulți jucători, dar da, m-am trezit așa pe final cu această idee și n-am mai avut la dispoziție tare mult timp. Toți scouterii mei au fost la maxim, doar că din păcate n-am putut să dau scout chiar la toți jucătorii. Dacă vreți așa pe scurt, pe repede înainte, să vedem ce echipe au ajuns în primele ligi ale lumii. Ia să vedem, ia uite, Blackburn Rovers a ajuns în Premier League. Ceea ce este mișto, că erau prin Liga 2, așa, 3, tot acolo, sus, jos. Așa, Manchester United. Middlesbrough a ajuns în Premier League, forță. O altă nou venită puternică, bine, Norwich are și între Championship și așa, nu e mare surpriză. Dar n-am văzut-o pe Wolverhampton, bro. Oare au retrogradat lupii? Ia, Bournemouth a retrogradat. Ce mai e pe aici? Everton a retrogradat. Leicester a retrogradat, hei, ca și în realitate. Și ce mai e pe aici? Sunderland n-au reușit să promoveze. Și Wolverhampton este în Championship, într-adevăr nu mi s-a părut. Hai să vedem în Franța ce s-a întâmplat. Nu prea știu echipele în Franța, să fiu sincer. Așa că doar vi le arăt și cine este interesat de Liga Franței se uită, le știe și da, ia uite și Caen a promovat acolo. Aha. Mergem în Germania. Köln, Mainz, Armenia, Bielefeld, ok, Dortmund, Augsburg, Schalke, Frankfurt, Rumbler, Leipzig, Hoffenheim, Berlin, Bochum, Wolfsburg. Bă, aici nicio surpriză. Aici, zău, nicio surpriză. Zero surpriză aici la... Zero surpriză aici în Bundesliga. Băieții, n-au treabă. Ei, așa cum a fost, așa vor și rămâne. Foarte tare și hai, o să azi în seria. Bologna, Cagliari, Fiorentina, așa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Palermo a promovat, foarte fain, bine, aici oricum este numai Liga 1 și a 2, iau, uite și Parma a promovat, Torino, Udinese și Veneția, au promovat câteva echipe, să vedem cine a retrogradat, mai bine zis, Cremonese, Empoli, Frosinone, iau, uite, Genoa, Lecce, Spal, Spezia. Da, ăștia care, nu e o surpriză că au retrogradat, să zicem așa. La Liga Santander, hai să vedem aici, Bilbao, Sean, Celtic, Elche, Barcelona, Getafe, Girona, Malaga, Oviedo, wow. Așa, Madrid, Betis, Real Madrid, Sevilla, Armeria, Las Palmas, Valencia, Villarreal și, da, cam atât. Bun, deci am făcut și o scurtă recapitulare asupra ligilor mari, să vedeți așa din mare ce și cum s-a mai întâmplat. Dar aici este finalul acestui episod, acestui video mirobolan. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat. Vă rog frumos, apăsați acel buton de like dacă v-a plăcut. Chiar și dacă nu v-a plăcut, puteți să dați click pe acel buton de like, că nu mușcă. Și desigur și pe acel click pe subscribe dacă sunteți noi pe acest channel și doriți să vedeți mai mult content de maximă calitate. Nu, glumesc. Dacă vreți și voi să dați un abonare, mă ajută foarte mult și vă zic bine ați venit. Dacă nu, asta este. Vă mulțumesc că v-ați stat la acest episod până în momentul de față. Numai bine, pa, pa!